puțini ascultători ai Mono, că mor eu dacă nu. Mă sună Bibi, vine la mine în vizită. Și că este frică să doarmă singură. Hai, dragă mea, că doar am atâta treabă de făcut. A, vrei să și gătim ceva? Să știi că te pun la muncă. Și ce prepari, aia mănânci. Când am vorbit cu ea la telefon, știam că se va pregăti să facă cina. Băieții nu sunt acasă, să ne înțelegem. Numai bine am picat și eu. Acu te-ai apucat de curățenie. Păi, trebuie, nu? Că nu mai apuc, gata. Oricum, am terminat. Ce? Snow! Măi, dracuțu! Ieși afară, mă, nu-i voie. Mamă, puiul meu. Ce mumit. Uite, ce frumos. Ce faci acolo? De ce mi-ai stat așa deschisă? Dar băi, nu, cu bagajele, ia. Ia, ține și tu de ele. Ia. Fii atent la ea. Ce faci? Hai, da, să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Acum, hey, când eu am făcut curățenie, Bibi. O, Snow. Haide. Ce ai făcut? Ordine și curățenie. Astăzi zi de curățenie. Băieții au plecat la pescuit. Așa că, liniștită, pot să mă desfac. Nu-i bine. Noroc și ceapă. Și îmi faci din aia... Am plămădit aluatul deja. Mâncărică în pâinică. Da, da. Perfect. Băieții vin și ei. Mi-am trimis... ce frumoase. Mi-am trimis de acasă ca să pot să-mi fac. Păi unde-s? La pescuit. N-am putut, trebuie să le găsești ceva activitate. Sau cam urâțică vreme azi. Da, capricioasă. Și așa, și așa. Mona Lisa, să fie clar. Astăzi îmi iau liber pentru copiii mei. Trebuie să mă duc și cu ei. I-am promis lui Dragoș de nu știu când că-l duc pe canal să pescuim sau la baltă. Și nu mă lași. Până aici. Mă duc un pic și cu ei, nu? Da, da, acum vii cu tati ca să și prindem pește, înțelegi? Da. Poate deja m-am dus eu noapte și am prins câțiva. E? Am prins doi, eu doi. Hai, jos! Hai să vă aduc, hai să vă zic că te-am prins eu! Ia-l! Ia-l pe partea alaltă. Hai! Am ceva pe buzon. Ia, n-ai nimic, ești curat, hai da. Aici ce? Nimic, ești frumos, hai da. Ține. Ține-ți bățul fermecat. Deci tot eu, a? Deci am venit și... Deci cu ăsta fiare de aici. Dacă vine balena... Dar nu o să vină balena. Tu ești șeful pe ea. Nu. Hai să vă arăt că am prins câțiva. Am prins câțiva că am băzat undița în apă. Haideți cu mine. Să știi că... A, și cam tot seama de ăsta. A, da. Am rămas în urmă cu pregătirile. Nu știu că-s bun, că-s din aia noi, ce se curăță mai ușor, dar te ajut, nu-i problemă. Trebuie să-mi iau și traiul ăsta de aici. Eu alatul l-am făcut, să știi. Uite, foarte bine. A, ce fain arată. Cât am aspirat și cât... Înțelegi? Da. Foarte bine arată. Perfect. Păi tu crezi în chestiile astea cu biorezonanță, cu energie și cu din astea? Da. Măi, fii atent, eu nu știu, eu sunt jumate-jumate. Ok. Dar toată lumea spune că aș avea niște chestii din astea când stau în jurul meu sau... Se mai întâmplă să mai bruieze anumite lucruri sau să nu funcționeze niște chestii când mă apropii de ceva, știi? Așa. Le dau un pic de furcă. Și nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de mai multe ori. Cu și semnalul la microfon cum stai? La recycle. Foarte rău, cu frecvențele. Serios? Da, păi asta spun. Serios. Și am vorbit cu cineva, mă, nu știu cât de mult cred în chestiile astea, asta mi sunt jumate-jumate. Bibi, este vorba despre biorezonanță, știi tu, chestiile alea cu energie. Eu am mai auzit de așa ceva. Cred că în urmă cu mult timp m-am dus la o sesiune de genul, dar parcă aș mai repeta experiența. Dar nu mă duc singură, vii cu mine. Ce se întâmplă mai exact? Păi te pun la un aparat, înțelegi? Și acolo tot felul de chestii, nu știu ce, marcări, pe culori, pe... Am auzit bine, și dar nu ține, n-are legătură cu zodii, cu... Nu, e cu totul altceva, e cu biorezonanță, cu energie, poate să spună dacă suferi de ceva. Bă, nu știu cât e de pe bune. Dar, măi, e o chestie și vreau să merg. Tu știi că eu când eram mai mică, aveam o chestie, nu știu dacă era că era în capul meu sau așa, dar puneam linguri pe mine, fată. No! Pe bune, îți spun, treabă pe maică mea. Eu nu-mi aduc aminte. Ai avut o chestie asta? Da, jur. Bine, acum pe piept nu mai stă. Înainte să... Am aici și roșii. Știi că îmi place, dar m-am gândit că na, o faci. Alea nu ne-a spălat. Mi-am dat seama că... Nu.
Vai, cât este de târziu, dar băieții ăștia uite să vină, mă. Au plecat de mult, de dimineață sau când s-au dus? Păi au plecat, au stat, ba a plouat, ba a ieșit soarele, ba a venit vijelia, ba iară soarele. Păi de fapt da, că a fost ploaie, a fost oșiturat, fulgerat. Roperadul de atâta timp să mergem să spălăm covorul. Un singur covor, hai și al doilea. Stai să iau un cuțit. Eu am noroc că totuși mai trec pe la Mona, văd rețetele ei noi, având în vedere faptul că este o mumică tânără, să recunoaștem ce-i drept, și știa atât de multe să facă, să gătească. De ce nu-ți faci un vlog, Mona, sau, nu știu, să împărtășești mai mult și altora? E ceva? Stai, vedem, să știu, stai să vedem, trebuie să ai răbdare. Uite. Ok, eu văd de bule. Păi tu vezi, da. Trebuie să vadă și ei, ia să vedem să o aruncăm acolo mai departe, numai bine, sper că nu o agățăm. Aoleu, câte... Erai pe care să o agățim. Era. Viermele de aur. Și să-i găsim unde sunt. Uitați, numai acolo trebuie să stea, vezi, la stufăriș. Viermele de aur. Cum adică viermele de aur? Uite, chiar, viermele de aur. Alexandru, nu m-am uitat deloc în oglindă. Vreau să mă văd, sunt foarte curioasă, mai ales că eu nu sunt fan ruj roșu. Da, oglinda să mă văd. Wow. Bivă. Da, totuși îmi stă bine cu rujul roșu. Îți stă bine, nu? Dacă îi pui bine, îți stă bine. Exact. Mulțumesc din suflet. Mult drag. Nu știu, cred că trebuie să facem adâncimea mai mare. Mergem mai încolo? Nu mergem mai încolo, că trebuie să fie... E pe aici, pe undeva. Uite-l, fii atent! Uite-l, Rareș, Dragoș! Ține, tati, ține gurița! Vino! Ei, numai când... Normal trebuie să fie cu ea în gură. Când pleacă cu ea, da? Când vezi că pleacă în altă direcție. Da. Ai înțeles? Și atunci nu tragi tare. Tragi un pic, pac, așa, să lânghie. Cred că începe să se miște. Începe, da. Oricum, cred că e cu ea în gură. Ia, hai să încercăm să ridicăm. Dar un pic mai cu viață, nu ești așa... Am și o bărbat în casă, să-mi ascute și mie cuțitele, știi? Păi nu le-a ascuțit, eu am crezut că le-a făcut. Da, mhm. Mi-e un pic supărat pe mine, Radu. Păi, ce s-a întâmplat? E un pic stresat. Că? E copleșit de volumul de lucru. Mă bucur. Trebuie să-mi fac în curte. Înțelegi? Referitor la casă, spui, am crezut. Îl bat la cap, da, el vrea să facă foișorul, eu zic, hai să ne apucăm de gardul între vecini, că să pornim de undeva, știi? Da, exact. Adică, da, până la urmă asta ar fi mai important, nu? Decât un foișor, că stai foișor și te vede vecini cu vorba. Nu, că el vrea să facem foișorul, că el vrea să facem, cuptor de pâine, vrea fumătoare, vrea nu știu ce, zic. Bine, dar hai să începem cu ceva. Îți cumperi și porci? Dă-ți peste gură, fii bună. Păi nu, păi dacă trebuie la fumătoare, ce faci cu ea? Păi lasă că mergem la prietenul nostru, Alexa, și luăm de acolo, nu mai eu. Ok, ți le iei gata făcut, cum ar veni, normal. Gata tranșat. Deși... Bun, le fac cu bulețe, nu? Da, deși anul... Dar să știi, cum le faci? Ca la ciorbă, așa mărunte. Așa mărunte, da. Bun, bine. Stai, anul ăsta, Radu, vrea să luăm, să facem aici în curte, vrea să-mi facă platou. Așa. Și să preparăm în curte la noi tot ce ne trebuie. Foarte tare. Dar luăm pe Alex aici cu noi, știi? Foarte tare. Timișoara. Ține? Când zic eu, da? Te uiți la plută. Și când vezi că face bam, bam, bam și pleacă în alte direcții, înseamnă că el are viermușul în gură. Păi nu zic eu, trebuie să înveți. Hai să mă tăm mai încaci, că mi se pare că l-am dat prea încolo. Nu văd o plantă. Ce nu vezi? Nu vezi de... Acolo, pe atunci. Că mă duc să aduc altă cutiuță, să punem viermișor mai puțin, bine? Tati, asta e o undiță. Da, tati, te ajut. Faci și mie undiță. Mai avem o găleată? Nu. Nu? Numai aia? Da. De la frate, să nu încălce bățul. Opa, invers, așa. Păi nu este o zi perfectă? Mă împart și în stânga, și în dreapta, și la mofturi facem astăzi mâncare, nu? Dar altfel trece timpul când ai și o companie pe măsură. Îmi rupt-o? Mintea, da. Te da cu făină, da? Mhm. Bun. Fac și eu să meargă repede. Și cu ce întinzi? Păi, porționez și...
Îmi întind și eu. Și dacă nu ți-am dat prea mult, a luat. Și mie mi se pare că mult. E mult, că trebuie să fie totuși o crustă mai subțire. Așa să vedem, poate mai lasă țin un pic. Lasă că mai tăiem eventual cu cuțit, dacă ești. Ia să vedem. Pare chiar așa. Să știi că nu. Și când o întind un pic pe ăsta, o să fie ok. Trebuie să fie mult mai subțire. Nu știu ce a fost în capul meu, da. Scuze-mă, scuze-mă. Vai, cât e ceasul. Vin băieții și n-am terminat. Bine că se face repede. Asta e... Și la cuptor e cel mai bun. Nu e prăjit. Înțelegi? Exact. Se face în suc se propriu. Se face în suc propriu, exact. Da. Oare mai întins de atât? Eu zic că e suficient cât să intre în bolul ăla. Nu, trebuie mai mult. Mai întins? Vai de capul meu, cred că ți-am dat prea mult aluat acolo. Prea gros.